Este o onoare deosebită pentru mine să mă aflu aici după 17 ani în alma matera mea, Universitatea, și mă bucur că în această perioadă multe lucruri s-au schimbat și s-au transformat și devenim tot mai digitali. Și vreau să prezint astăzi oferta de țară, de fapt, a Moldovei în cadrul transformării digitale sau ce face Moldova ca și susținere a transformării digitale, nu doar a economiei sau a industriei IT, dar și a societății în general. În ultimii 3 ani sunt membră a Parcului pentru Tehnologia Informației, Moldova Innovation Technology Park, și dezvoltăm o serie de programe și activități care să ducă către tot ceea ce ne spune legea, și o să ajungem de ce legea anume, sporirea competitivității. Deci Moldova Innovation Technology Park, sau cum îi zicem noi între prieteni, și vreau ca toată țara să fie printre prietenii noștri, MITP, este Parcul pentru Tehnologia Informațiilor, care a fost creat de către guvern în baza unei legi pentru a susține competitivitatea sectorului IT. Și cum face acest parc ca să contribuie la transformarea digitală în Moldova? Ce este Parcul pentru Tehnologia Informației, MITP? Este, de fapt, un concept creat în jurul unei facilități fiscale, dar în ultimii 6 ani, de fapt, acest concept s-a extins mult mai mult și acum am ajuns cu certitudine să afirmăm că MITP este, de fapt, o comunitate de peste 1500 de companii din domeniul tech, pentru că avem activități nu doar din IT-ul clasic și pur, dar din domeniul tehnologic în general. În cadrul acestor 1584 de companii la data de azi, sau poate între timp colegile mele au și mai confirmat câteva companii ca și rezidență în parc, avem peste 20.000 de angajați, dintre care 18.400 sunt tech guys sau tech girls în ultima perioadă. Aceste companii sunt foarte diverse și ca să vedeți imaginea de ansamblu, avem companii mari. Din păcate, poate pentru piața noastră, avem doar 9 companii mari care au peste 250.000 de angajați, 250 de angajați până circa de 1.000, dar avem și companii medii și companii mici, dar cel mai mult sunt companii micro. Și de fapt, ce ar însemna asta pentru transformarea digitală a Republicii Moldova în ultimii 6 ani de când există parcul? Aceasta, că cererea sau interesul pentru tot ce înseamnă IT și tech a crescut foarte mult, încât oamenii sau profesionalii IT care lucrau și au deschis cu curaj propriile companii și lucrează și continuă să creeze valoare. Viziunea noastră în ceea ce constă susținerea transformării digitale, a dezvoltării IT-ului în țară, este ca să conducem Moldova să fie o destinație de top în domeniul tech, în domeniul creierii de valoare, nu doar în servicii, dar și în produse. În acest sens avem suportul guvernamental, cum am mai zis, legea 77 din 2016 pune bazele parcurilor IT, iar hotărârea de guvern din 2018 a deschis Moldova Innovation Technology Park de astăzi. Cum am zis, rezidenții parcului beneficiază de o singură taxă, un impozit cu unii de 7%. Există o garanție de stat, precum ca antreprenoriatul care vine să aibă siguranța că orice s-ar întâmpla în spațiu politic, economic, ei o să continue să-și dezvolte afacerile sub acest format. Și atunci, în ultima perioadă, și o să mai trec ca să discutăm asta, că nu doar s-a deschis parcul și a continuat să activeze, mereu suntem atenți împreună cu guvernul și cu colegii noștri din ecosistem la nevoile sau la oportunitățile de dezvoltare, astfel încât deja s-au pus bazele contactless business și munca la distanță, care a fost aprobată după perioada sau în perioada pandemică, și desigur programul IT Visa, despre care o să vă zic la final. Și după cum
toate studiile ne arată că transformarea digitală, de fapt, nu se bazează doar pe tehnologii, dar este mult mai extinsă ca și concept. Se bazează, poate, cel mai mult pe modul de a gândi antreprenorial și despre modul cum noi ne dezvoltăm activitatea. Exact pe acești 5 piloni de oameni, de business, de guvern și regulamentele sau regulatorul care pune bazele și infrastructura, ne-am și bazat tot ceea ce înseamnă strategia, tactica și pachetul de programe și activități pe care le are MITP acum. Și cum am zis, că să nu ne uităm în grada străină despre cum se transformă digital alte organizații sau alte țări, am decis 2 ani în urmă să punem bazele primului program intern de transformare digitală și ne-am digitalizat pe noi. Fiindcă tot mai mult și mai multe companii aderau la parc, undeva în circa 300 pe an sau poate și mai mult în dependență de evoluție, acum suntem aproape de 1600, este foarte greu să interacționezi cu ei, chiar dacă modul lor de interacțiune cu administrația parcului este foarte simplificată, cât un singur raport trimestrial și o evaluare anuală a activității. Atunci noi am digitalizat toate procesele noastre de interacțiune, sunt undeva 12 spre 15 la număr. Am creat o platformă în care să îi adunăm pe toți ecosistemul, să zicem, nu doar companiile rezidente. Această platformă digitalizată a fost integrată cu serviciile electronice ale statului, inclusiv cu semnătura electronică, cu sistemul de interoperabilitate. Asta înseamnă că nu este nevoie să vii să depui cerere în format fizic, să atașezi un pachet de documente, absolut toate verificările se fac digital și prin acest QR code puteți să accesați și să vedeți ce înseamnă mitp.md mai mult decât un cabinet personal al companiilor în care își pot realiza activitatea cu noi, administrația, dar totodată să-și dezvolte modul de a face business repede, ușor, simplificat, eficient, dar și sigur. Astfel a fost în bază ceea ce ziceam, că digitalizarea nu înseamnă să scrii cod și să implementezi o tehnologie, dar este să îți schimbi modul de gândire și să pui în contradicție nevoile cu soluțiile și astfel noi am digitalizat, cum am zis, interacțiunea cu toți rezidenții, dar și am creat o platformă în care să putem partaja și valorifica oportunitățile noastre, atât pentru companiile din parc, dar pentru toate nevoile lor de business, să-și găsească oameni, să-și găsească parteneri, să-și găsească furnizori, dar și să aibă parte de statistici. Poate la momentul de față, fără niciun fel de modestie, cele mai actuale statistici de pe tot sectorul IT, sau aș putea să fac o remarcă undeva la 70%, pentru că atât reprezintă companiile din parc din totalul industriei IT în termen de cifră de afaceri. Și cum am zis, ceea ce vedeți aici este de fapt un punct central despre tot ecosistemul IT care există acum în Moldova. Asta așa a fost o platformă inclusivă, primul pas de transformare digitală a tot sectorul, dacă putem să zicem, în care ne-am gândit nu doar la companii sau la furnizorii lor, dar ne-am gândit și la entuziaștii tech, la cei care pur și simplu vor să vadă ce se întâmplă în industrie și ce se întâmplă în piață și poate să comunice despre asta. Asta a fost, de fapt, poate cheia care stă la transformarea digitală, anume colaborarea și conexiunile din piață, pentru că ne-am dorit ca companiile care erau și erau undeva 400 de companii oficial înregistrate în perioada înainte de crearea parcului, care ne-am zis să le punem în contact și ei să coopereze și să rămână competitivi în același timp pe unica platformă lor acum de rezidență în parcul MITP. Și după cum vă ziceam, ceea ce am creat noi pe această platformă digitală ca ei să poată coopera și colabora, am creat și o componentă publică pe care puteți să o accesați din meniul de ecosistem la Company Cards, ceea ce înseamnă că fiecare din cei 1584 de companii își au un avatar sau un card de business aici, care poate fi accesat de oricine, are nevoie să-și găsească
o companie care produce un e-commerce sau o companie care produce un ERP sau o companie care utilizează un anumit limbaj de programare, fapt ce poate conduce la punerea în contact al IT-ului cu nou IT-ului și absorbirea în piața soluțiilor care se creează în Moldova, pentru că Moldova se creează produse și se creează soluții IT necesare în celelalte verticale din economie. La fel avem componenta de tenders, cum îi zicem noi, este componenta care orice companie IT, având cabinetul său personal, poate să-și placeze un anunț de achiziție pe care îl are, sau orice organizație din ecosistem care se înregistrează pe platformă ca și cont, poate să placeze orice anunț de care are nevoie ca și companiile IT să aplice, pentru că ele primesc o notificare pentru orice interes care apare pe platformă. La fel avem și poate cel mai mare și mai actual produs al platformei ar fi Moldova IT Career Center, care este de fapt un hub care conectează cererea și oferta de locuri de muncă în domeniul IT, pentru că din punct de vedere angajaților avem cam 70% din angajații care lucrează în domeniul ICT în parc, adică angajați în cadrul companiilor din MITP, și atunci cam toți se învârt în jurul ăsta și avem această platformă în care se poate deplasat și de căutat locuri de muncă. Este partea de proiect care încă se află în dezvoltare ca să avem mult mai multe opțiuni, inclusiv și internship-urile pe care acum nu le avem, dar o să le avem în următoarea perioadă. Avem și componenta de events, care la fel, atât rezidenții, atât și noi cu evenimentul care urmează pe 1 decembrie, dar și orice membru care devine parte a comunității prin cabinetul său pe care și-l creează, poate să placeze evenimentele și acum iarăși toți cei 1500 de companii primesc notificare despre ceea ce urmează să faceți. Aceasta de fapt a fost și valoarea care a stat, iarăși, la transformarea digitală atât a noastră și indirect a ecosistemului, ca să avem acces imediat, să amplificăm rezultatele și inițiativele noastre care, cum am zis, spune și legea, este competitivitatea sectorului IT și asta nu înseamnă doar prețuri mici și oameni cu skill-uri bune, dar să sinergizăm cei 1500 și ceva de companii și cei 20.000 de oameni care se află pe platforma parcului și să le oferim vizibilitate și conexiune. Să ne uităm la câteva cifre care ne demonstrează în fapt care este rezultatul palpabil al acestor inițiative. După crearea parcului, ceea ce vedeți cu albastru, numărul de venituri al companiilor IT a crescut de 3 ori în 5 ani. Dacă până la crearea parcului în 2016-17 sectorul IT producea circa 200 de milioane de euro, acum sectorul IT produce aproape 700 de milioane, dintre care 500 sunt create de către companiile rezidente în parc. Și poate cel mai vorbitor indicator este ponderea în PIB. Înainte de lansarea parcului, în 2016, când încă se analiza formatul de lege, era puțin peste 1%. Acum, chiar în 2022, cu cele mai recente date, avem 5,1% contribuție în PIB doar a rezidenților parcului. Astfel, chiar și exporturile sunt totuși o piață destul de mare pentru produsele IT care se realizează în țară. 90% din serviciile produse și produsele lansate de companiile IT sunt destinate către export, dar exporturile realizate de către membrii rezidenții sunt 11%, deja se menține și a treilea an, datele lipsesc, dar se menține și a treilea an la rând din totalul exporturilor de Republica Moldova.
sunt foarte entuziasmată de ceea ce, de ceea ce zic și îmi lipsește respirația. La capitolul de export, noi deja în ultimii 2 ani și mai glumim că, de fapt, IT-ul a depășit exportul de vinuri din Republica Moldova și noi când prezentăm oferta de țară sau Moldova ca și destinație de IT, cum v-am zis și în viziunea noastră, noi mereu zice că producem vin, dar producem și mai mult IT. Despre talente, pentru că în toate sectoarele sau în toate afacerile, talentele sunt cele care stau la bază sau la început. Cum am zis, din cei 20.000 de angajați care sunt în companiile IT, numărul lor a crescut oricum în ultimii 5 ani de peste 75%. Și totodată companiile IT mereu spun că au nevoie de oameni buni, ca și în orice, în orice alt domeniu. Așa că încurajăm orice student sau elev sau viitor sau poate chiar și un tech entuziast, indiferent de vârstă, să se orienteze către domeniul ăsta dacă, dacă cel puțin are așa un zvâc către, către domeniu. Și nu numai din pasiune, dar poate și din remunerarea financiară, pentru că salariul mediu în companiile rezidente ale parcului în ultimul an este de circa 2000 de euro, cu o creștere, după cum vedeți, destul de vizibilă. După profesii, la fel, puteți să vedeți care sunt salariile medii per profesii și poate ceea ce face MITP în ultimii 2 ani, în colaborare cu, noi le zicem așa, knowledge partners, pentru că sunt partenerii noștri care ne aduc expertiza de top și oferim tuturor rezidenților prin alte proiectele noastre, cum sunt webinarele, cum sunt diferite ghiduri pe care le realizăm ca să-și poată construi afacerile într-un mod competitiv, la fel și cu colegii de la PwC, deja 2 ani consecutiv, facem un studiu doar pe piața de IT și între rezidenții parcului pe salariile care sunt în acest, în acest domeniu, deci sunt cele mai proaspăt coapte date pe domeniul ăsta. La fel, ce ține de parte de talente, parcul nu doar oferă beneficiile indirecte ale angajaților, adică asta ar fi salariul brut egal cu salariul net, practic ce primește în contract, ce îi primește și pe card, dar oferă și munca la distanță, astfel încât ne interesăm și ne interesează mereu talentele care sunt în țară, dar și talentele noastre din țară, poate care lucrează în afară sau orice talent din afară țării, pentru că este permisă munca la distanță, ce aici putem să avem din start talente, acces la talente într-un mod global sau extins. Și cum am zis despre IT Visa și v-am promis la început, rezidenții parcului și mai nou orice companie din domeniul IT poate accesa programul IT Visa care înseamnă următoarele. Orice angajat care vine în țară și are nevoie de viză și este în poziție de manager, primește un permis de ședere într-un termen foarte restrâns și foarte simplificat ca și procedură, pentru o perioadă de 4 ani, atât pentru el cât și pentru familia sa și pentru un specialist IT pe 2 ani, la fel, atât pentru el cât și pentru familia sa. Și după cum ziceam că parcul nu este doar facilitatea fiscală, dar este și o serie de programe care tind ca să susțină și să dezvolte antreprenoriatul, avem și programul nostru de podcast, pentru că chiar dacă este un podcast, noi îi zicem proiect, îi zicem program, pentru că suntem organizați și ne gândim în mod sistemic cum putem să ajungem la fiecare dintre nevoia pe care o au comună rezidenții din parc, iar acest proiect are menirea să scoată la lumină nu doar inovațiile, dar și oamenii și modul lor de organizare, gândire, soluționarea problemelor. Și astfel avem deja al 2-lea sezon, așa că vă încurajez să scanați QR codul și să urmăriți episoadele noastre de podcast. Iar Vyacheslav Panfil, care de la Endava așa și ne-a zis că MITP-ul prin programele sale ajută de fapt la scăderea migrației și la menținerea talentelor în companiile locale. Un alt program al nostru care mă bucur să mă întorc aici din iunie anul acesta este Moldova Innovation Awards, care a fost primul și așa și vrem să mențină Oscarul în IT de Moldova, în care noi premiem excelența. Am avut
La prima ediție a MIA am avut peste 55 de companii care au aplicat, am avut un juriu internațional care a rămas uimit despre ceea ce se întâmplă în Moldova și modul nostru în general de abordare a industriei IT, iar cei 5 câștigători au avut un pachet de premiere, nu doar financiar, cu suportul partenerilor, dar și un tichet la Web Summit, care, cine nu știe, este practic meca IT-ului în partea de vest a Europei și nu doar, pentru că vin companii din, și din peste ocean și din, și din toată lumea. Este un eveniment anual care se organizează și noi deja 3 ani la rând consecutiv suntem acolo ca să reprezentăm țara și să oferim rezidenților noștri oportunitatea de a se pune în contact cu investitori, cu alte companii, să-și prezinte produsele și orice alte oportunități care sunt. Și câștigătorii noștri de anul ăsta au și apărut într-un articol Forbes în România. Un alt program al nostru care am zis că ține de partea despre cum să-ți organizezi business-ul într-o transformare digitală este programul nostru de mentorat, un program foarte restrâns, cozi, destul de sigur ca și mod de comunicare, air-to-air sau resident-to-resident, în care rezidenții care au trecut printr-o anumită etapă de dezvoltare, care au o anumită cultură organizațională, împărtășesc și fac schimbul ăsta de cunoștințe, skill-uri, experiențe cu alte companii rezidente care sunt în creștere, care sunt poate în impasuri sau poate chiar pur și simplu vor să afle ce mai fac colegilor. Și este super fain, avem câteva subiecte determinate în care încercăm să facem transferul ăsta de valoare. Cum am zis, noi încercăm să-i ținem competitiv, să promovăm competitivitatea, dar totodată ca ei să coopereze și să facă co-transferul ăsta de succes de la unii la alții. Și doar faptul că Moldova înainte era știută ca o piață cu forță de muncă ieftină și care face outsource, în ultimii ani tot mai mult se observă trendul ăsta de a crea produse și noi ne preocupăm inclusiv și de acesta, încât creăm programe și proiecte care să contribuie la dezvoltarea skill-urilor sau abordării de product. Astfel am avut un curs de product management cu Universitatea din Berkeley, în care aproape 40 de specialiști și-au obținut certificare și au învățat cum să creeze un produs. La fel, am avut și un program de accelerare în care câștigătorii au și fost în Polonia la Wealth Summit și au și piciuit și au și câștigat sume cu cel puțin 50.000 de finanțare. Și iată, ne aflăm astăzi aici, inclusiv prin ceea ce noi zicem a fi proiecte și programe sau modul nostru în care noi contribuim la transformarea digitală. Sunt programele de tip Tech Clusters, în care oferim suport financiar organizațiilor care contribuie la conectarea diferitor tipuri de actori dintr-un ecosistem de inovare digitală pentru a discuta sau a promova inovația nu doar în modul tehnic al IT-ului, dar și în modul de gândire și în curajul de a face antreprenoriat digital în Moldova. Deci, cum am zis, Moldova oferă o taxă unică de 7% pentru companiile IT și tech, prin programul sau prin formatul de parc pentru tehnologia informației. Da, este o singură taxă care se aplică la cifra de afaceri și care include toate taxele pe care le datorează atât compania cât și angajații acesteia. Și mai mult include sau exclude, mai bine zis, doar taxa pe valoare adăugată și taxa pentru dividende, așa un mic detaliu tehnic. Este o taxă simplificată, care unică se aplică și reduce, cum am zis, și povara de administrare. Nu trebuie să mai ai 100 de rapoarte pe care să le depui la 10 de entități guvernamentale sau de stat. Care sunt beneficiile pe scurt pentru angajații din domeniu? Cum am zis, un salariu competitiv, pentru că salariul brut este egal cu salariul net, nu se mai achită nicio taxă suplimentară.
păstrând totodată pachetul întreg de asigurări sociale și pot să-și desfășoare activitatea liber. De ce suntem tech și nu doar IT? Pentru că avem o serie de activități eligibile care pot fi desfășurate în parc, nu doar dezvoltarea de software, dar și activități de cercetare și dezvoltare, activități din industria creativă, efecte speciale, dezvoltare de jocuri și orice ține de partea de producție creativă. Avem activități de sau de desfășurare sau de producere a microprocesoarelor, inclusiv care utilizează tehnologie, cât și servicii de IT sau chiar servicii de educație. Avem o mulțime de proiecte care desfășoară ca și business educația în domeniul digital, IT, tech și așa mai departe. Deci asta și înseamnă matricea care permite MITP-ului să contribuie la transformarea digitală într-un format tech extins. Moldova Innovation Technology Park asta și face, pune fundația unei transformări digitale în Moldova și să integreze produsele create pe platforma parcului în sectoarele care au nevoie de soluții tehnologice. Atât am avut să vă spun. Mulțumesc pentru faptul că sunteți aici, pentru faptul că ați dat interes ceea ce înseamnă evenimentul de astăzi. Vă încurajez să faceți o poză și să ne urmăriți pe toate canalele de socializare, pentru că chiar avem ce spune, avem ce oferi și suntem mereu deschiși ca să vă întâmpinăm în calitate de rezident pe platforma parcului. Mulțumesc mult! Vă mulțumim mult și noi! Dacă cineva din cei prezenți în sală aveți întrebări, vă rugăm să le adresați. Da, vă rog. Dar ce condiții trebuie să îndeplinească rezidentul ca să devină rezident? S-a închis prezentarea. Condițiile sunt la fel de simple cum este și formatul. Prima condiție este să fie companie deschisă în Republica Moldova, deci entitate juridică deschisă în Republica Moldova, în afară de gospodărie țărănească, cum ar fi. A doua condiție este să aveți activitate din lista celor eligibile. Eu le-am arătat aici ca pe blocuri. Există articolul 8 din legea 77/2016 care exprimă cu coduri inclusiv de la statist sau din CAIEM care sunt genul de activitate eligibile. Nu este necesar ca compania să aibă un anumit termen de activitate deja în spate. Poate să fie un startup. Și deja asta sunt condițiile, ca să zic, de aderare principale, cele mai basic, cum ar fi. Deja pe parcursul rezidenței este important ca la sfârșitul anului calendaristic, pot să zic, pentru că puteți să aderați, nu știu, acum în decembrie, să faceți evaluarea anuală. Singur companiile IT își angajează un auditor care le evaluează eligibilitatea, care este minim 70% din acele activități eligibile, să fie formată cifra de afaceri. Deci din toată cifra de afaceri, minim 70% trebuie să fie din activități eligibile. Asta sunt basic, de bază, care permit să aderați la parc și să vă păstrați și rezidența. Și una dintre alte condiții ar fi acelea, un raport anual, trimestrial și o evaluare anuală. Pentru că rezidența poate fi întreruptă din câteva motive. 70% nu sunt minim din cifra de afaceri, nu există, adică nu sunt restanțe la depunerea rapoartelor sau dacă singur vrea să întrerupă rezidența. Da. La etapa de ideation sau de edificare a ideilor lor, noi ce putem să zicem ca și în cifre, sunt cele 900 și aproape 1000 de companii, sunt de fapt companiile astea mici care e one man show sau o companie cu 2-3 oameni, 5, pentru că sunt până la 9 angajați. Practic putem să zicem că aici este diferența dacă e companie de outsource sau este companie de produs.
Ceea ce este mai puțin, poate foarte specific de spus în cifre, dar cu siguranță ce putem noi să zicem, sunt companiile care noi le avem în parteneriat cu ceilalți din ecosistem, cu colegii noștri, cum ar fi acceleratoarele sau incubatoarele, în care sunt companii care își dezvoltă produse. Sunt mai puțin, aș risca să zic sub vreun 30%, adică companii care sunt acum și își creează. Fiindcă cifra ne spune 90% suntem spre export, deci tot ce se produce deja se vinde undeva. Asta ar însemna că fie sunt companiile mari care au produsele lor sau companiile mici și medii, fie sunt companiile în care, care livrează deja produse. Da, cu drag. Dacă mai sunt întrebări, mi-e mai greu să vă văd în sală, dar e ok. Așa. Mulțumesc pentru timpul și atenția dedicată. Vă mulțumim mult!